Mă întreb cine inventează bancurile. Tu te-ai gândit vreodată la asta? Nu. Eu cred că sunt niște oameni simpli, așa ca noi. Nu-i știe nimeni. Da, ca tine, sigur. Sau fi unul singur? Da, unul singur, un pusnic într-o peșteră. Ăla inventează toate bancurile. Da, și de la el pleacă toate bancurile în lume, așa. Hai să inventăm și noi unul, cât de greu poate să fie. Bă, ce faci când deschelește bonsaiul? Bun, bun, sună promițător. Nu știu, ce faci? Ce? Nu mă, chiar îmi chelește bonsaiul. A. Ia uite. Pe ăla de unde l-ai? De la Diana. Care Diana? Instructoarea de la Neața. A, aia cu... Făceți flotări? Da. Nu contează că oricum am auzit că s-a combinat. Mersi mult. Scuze, boss, nu știam că ți-e așa de mult la... Deci ești totuși capabil de sentimente, atâta doar că nu pentru alți oameni. Dacă te preocupă așa de tare, încearcă la administrator, că ăla e expert pe plante. O să fie bine. Când ați sesizat pentru prima oară problema? Ce problemă? Problema în cauză. A, cu chelitul. Credeam că am venit pentru plantă. Bă, termină-mă, nu chelesc. Păi, nu știu, acum câteva luni am observat că i-au căzut câteva frunze, dar nu m-am alarmat. Am zis că e normal. Dar, nu știu, azi dimineață când m-am uitat mai atent... I-ați schimbat locul de curând? Da, azi dimineață. Nu e bine. De ce? Păi, ca să o aduc aici, nu? Corect. Da, mai ales din vârf i-au căzut. Da, păi așa începe, de sus. Pe urmă, pe margini rămâne mai generoasă podoaba. Aha, aha. De frunze. Bună ziua! Pentru întreținere? Pătrundeți, pătrundeți! Vă rog să mă iertați, îndatoririle de administrator nu suportă amânare. Da, nu-i nimic. Să vin mai aici. E timp. E timp. Nu, că la mine chiar nu era ceva foarte... Vă rog, eu insist. Făceți-vă treaba. Nu sunt aici. Chelește. Ulei de ricin și benzină pe scaldă 3 ori pe săptămână. În 3 săptămâni... Te mișam. Ce? Nu eu, Doamne ferește! Nu eu! Bonsaiul! Da, nu el, Doamne ferește! Bă, termină mă, că nu chelesc! Așa am avut eu părul dintotdeauna, așa a fost, păr de pisică. Da, da, sfinx, de-aia, piele. Oricum, amuzant că... că și tu ai crezut că... că era vorba de mine. Paușalul, sigur, să vă dau și eu că... aici pe tata Stif. Încă o dată se confirmă. Ce anume se confirmă? Mimetismul plantelor. Sau plantulis mimesis se referă la capacitatea extraordinară a plantelor de apartament și nu numai, de a prelua comportamentul proprietarului sau îngrijitorului, fie că ne referim la dispoziție, tonus sau chiar la afecțiuni de sănătate. În cazuri excepționale, chiar și tendințe vestimentare. Eu mereu ți-am zis că ești urât cu crengi. Nu? Astfel, o plantă înconjurată de bună dispoziție va avea tendința de a crește mai repede și mai viguros, în timp ce la plante cu proprietari depresivi s-a constatat tendința de pleoștire a frunzelor. În cazuri mai rare s-a ajuns până în punctul în care plantele au dezvoltat aceleași boli ca proprietarii lor. Mătușa mea. Ce-i cu ea? Mătușa mea așa a descoperit că avea pietre la rinichi. Cum? Pietre la rinichi. Deci voi chiar vreți să-mi spuneți că plantele seamănă cu proprietarii lor?
Da, da. Baciuli. Mă urc. Nu e baciuli. În orice caz, pe mine m-a îngrijorat mai puțin aspectul răririi podoabei capilare, întrucât după o anumită vârstă, așa cum vă spuneam, este normal. Ce m-ar îngrijora mai mult însă sunt petele acestea negre de pe fruct. Ce? Oh, snap! Vă recomand să sunați la... Costă ceva. E cea mai bun. Mă rog. Pare rău, Dane, dar eu ți-am zis să te protejezi. Bă, te rog eu. Orice ar fi, eu sunt lângă tine până la capăt. Auzit. Să rămână? Da. Pentru masaj, da? Nu vă primesc doi? Nu, pentru consultație? M-am primit... Hai că a început bine. Vă rog, poftiți. Fumați? Nu. Sunt în pauză de 2 ani. Vorbeam cu aparținătorul. Foarte bine faceți că nu fumați. Nu le face bine. Plantele sunt lămânii casei. Eu aș putea să aștept afară. Nu e cazul. Bun. Să începem, da? Da, sigur. La mine plata înainte. Ah, pardon. Scuze. Puneți-i acolo. Așa, ce avem noi aici? Un mini lămâi. E un copac în miniatură, un bonsai. Un lămâiț. Ia uite, are și 2 lămâițe. Mici. Ce mici sunt. Nu sunt chiar așa de mici. O să mai crească, o să mai crească. Chiar voiam să vă întreb, apropo de asta, am remarcat că cea din dreapta e un pic mai mare și mai dezvoltată decât... Da, e normal. Și parcă și atârnă mai... Da, e normal, e normal. Doare ceva? Nu. Tușiți. Eu? Nu eu. Tușiți. Nu văd ce... Acum trageți puternic aer în piept. Da, are vreo... Ține-l acolo, ține-l acolo, ține-l acolo. Dă-i drumul. Da. Acum o să facem un tușeu. Eu totuși o să plec. Vreți să dai jos chiloțelul? Ce? Chiloțelul de plastic. Punguța. Ah. Ca să poți să... Da, sigur. Așa. Ah. Ah. Îmi cer scuze.
Am udat-o de dimineață și de-aia e ud pământul. Da, nicio problemă. Stați liniștit, se mai întâmplă. Domnul... Dănescu. Avem o ciupercă. Aoleu. Da. De la ce ar putea fi, oare? Pot fi mai multe cauze. Ați stropit-o cu mai multe stropitori? Oho! Nu le place. Plantele preferă constanta și consecvența. I-a auzit domnul Dan. Ar fi bine pe cât posibil să o udați cu acea stropitoare, ca să menținem pH-ul solului. Și să nu o udați prea des. E clar, o să moară. Ce, la plantă mă refeream. Să revenim. Înțeleg tentația dumneavoastră de a-i păstra pământul umed, dar există riscul să o necăm. Și să dezvoltăm un mediu propice pentru ciuperci, care sunt dăunătoare bacteriilor benefice. Adică bacteriile bune, ca să spun așa. Am înțeles. Da. Da, asta e cea mai mică problemă. Petele de pe... Da. E grav? BBS. Poftim? Asta e afecțiunea de care suferim. BBS. Blue Balls Syndrome. Care intervine după perioade mai mari de abstinență. Coloratura asta albastră. Treceți printr-o perioadă mai... Ce? Nu. Adică, ba da, dar ce crei? Dacă ați schimbat ceva în rutina activității dumneavoastră sau ați introdus în casă un factor castrant, ca să zic așa, planta imediat simte și prin mimetism, da, știu. Obraznic. Da. Prin mimetism preiau imediat simptomele aparținătorului și... Auziți, dar dacă reiau activitatea... Da, o să-și revină. Și o să-i dispară albăstreala. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Auziți și cu chelitul? Frecție cu oțet de mere. Și nu mai purta șepci. Nu, mă... Mulțumim, să rămână. Bă, și puteam să jur. Pe bune? Mi-ai adus seceta în casă. Bă, serios acum, râdem, glumim, dar nu spune că crezi o iotă din ce spune Sahaja, vraja aia. Ai fost acolo, ai auzit-o pe femeie. De când ești tu în apartamentul meu, n-am mai pus picior de femeie în casa asta. M-ai castrat, Cerbane. M-ai castrat! Eu, sincer, mă declar absolut șocat de faptul că o persoană cu oarecare pretenții de inteligență așa ca dumneata poate să pună botul la ce scoate pe gură, madame Vraci. Și administratorul. Și Segal. Mă rog. Dar dacă chiar sunt eu de vină, atunci acum ar trebui să... Nu pot să cred că e vina mea. Iar... Cred că a venit timpul. O să vorbesc cu Bianca. Bă, ești nebun? Vrei să te împași cu ea? Bă, tu chiar n-ai înțeles nimic după atâta timp? Îți face rău, boss. Bă, ești nebun? Trebuie să-ți reamintesc tot ce ți-a făcut? Este un șarpe, boss. Este cel mai șarpe șerpilos care a șerpărit vreodată pe planeta asta. Dacă te împași cu ea, ești o rușine pentru întregul regn masculin. Ba nu, ești o rușine pentru întreaga omenire. Ba nu, dacă te împași cu ea, ești o rușine pentru rușinea însăși. Deci nu, gata, nu te las să pleci nicăieri. Pun piciorul în prag, dar cu tine înăuntru, ca să nu ieși nicăieri. That's what she said. Da, mă, bine, fă mișto. Eu mă lupt aici, sunt gata să sacrific până și ultimul strop de viață pentru tine și tu... Aha.
Vrei să te întorci la ea, să o dai afară și să te muți înapoi. Yep. Ești un boss. Tu ești un boss. De cine?